Un lucru e cert. Buruienele sunt peste tot. Dar ce sunt buruienele? Prin urmare, orice plantă care apare fără ca noi să o fi sădit este o buruiană. Azi vom face un top 5 al celor mai comune buruieni. Le vom studia caracteristicile pentru a putea înțelege de ce tot apar și de ce unor este foarte greu de scăpat de ele. Începem topul cu locul 5, unde se situează pătlagina. Este o plantă perenă cu frunză lată, dicotiledonată, care are tendințe ucigașe de a sufoca vegetația din imediat apropiere. Crește primăvara și vara, iar la final de vară îi apar florile. Se înmulțește prin semințe și o singură plantă poate să producă până la aproape 15.000 de semințe, care vor fi răspândite până din vară până în toamnă. Cum se combate? Având în vedere că are un sistem de apărare destul de eficient, care îi permite să se retragă în rădăcină ori de câte ori este iarnă sau dacă vrei să-i dai un erbicid. Deșteaptă buruiana, nu? Și atunci, ce este de făcut? Plivitul este o soluție la îndemâna oricărui grădinar, dar trebuie scoasă cu totul rădăcina din sol. Pe locul 4, să vedem dacă vă dați seama. Este cea mai răspândită plantă din grădină, este perenă, dicotiledonată, cu frunză lată și dificil de eliminat. Bună ziua, știți cumva care este cea mai comună buruiană din grădină? Luceafărul. De ce? Păi cum de ce? De Mihai Eminescu. Bravo! Păpădia, cu florile ei galbene, cu globul ei romantic de semințe ușor transportate vânt până departe, este greu de controlat. Chiar dacă nu ai păpădii în grădină, are vecinul. Pe lângă faptul că poate zbura distanțe mari fără să o întrebe cineva dacă și-a făcut testul COVID, are și o capacitate foarte mare de refacere vegetativă, ceea ce îi aduce locul 4 în acest top. Vestea bună este că se poate combate prin plivit, dar trebuie înlăturată în totalitate. De ce? Fiindcă dacă a rămas chiar și o bucată mică de rădăcină în sol, păpădia o să apară iarăși la colț de stradă. Bună seara, colț de stradă! Sunteți pregătiți să vă înmulțiți! Vestea mai puțin bună este că erbicidele selective funcționează uneori și uneori nu, când și când, poate și poate după mai multe aplicări. Pe locul 3 își face de cap nimeni altul decât mohorul, cu costreul. Da, știu că am trișat. În loc de 5 avem 6 buruieni, totul este o minciună, totul este un clickbait. Dar iată motivele pentru care le-am pus pe același loc. Ambele sunt graminee anuale, sunt buruieni monocotiledonate, des întâlnite prin grădini și terenuri agricole. Culturile de plante furajere le disprețuiesc fiindcă pun monopol pe azotul din sol, iar pe lângă asta găzduiesc și agenți bolnăvicioși care deseori infectează culturile. Au frunzele lungi, late, marginile îngroșate, aspre, tulpina e groasă ca cerealele, sunt și de o culoare deschisă, deci au un aspect în general neplăcut atunci când apar în grădină. Sunt foarte adaptabile, rezistă la temperaturi și reci și calde, nu le interesează pH-ul solului, produc mii de semințe și cresc peste culturile deja instalate fără nicio rușine. După cum se vede, sunt foarte perspicace. Cum scăpăm de ele? Principala metodă este prin erbicidare și foarte probabil cu aplicări multiple, pentru că au tendința să iasă în valuri, una după alta. De regulă, două aplicări sunt suficiente și veți avea rezultate. Doi este cifra magică. Știți vorba aia, când sunt doi, puterea crește. Între două, nu te plouă. Proverbe înțelepte, de la care avem multe de învățat. Alte metode de combatere. Extracție manuală cu eliminarea rădăcinilor și întreținerea unui gazon sănătos sunt metodele cele mai eficiente de a preveni și de a elimina aceste buruieni din grădină. Pe locul 2 se tărăște cu îndrăzneală pirul. O buruiană perenă, monocotiledonată, cu frunze lamelare asemenea ierbii de gazon. În România sunt două soiuri dominante, pirul gros, care crește mai mult în zona de sud, și pirul târător. Pe latină, cine vrea să știe, gâdilițele. Google-ițele. Pirul se fixează foarte bine în aproape orice tip de sol. Are rizom care este mai degrabă o tulpină subterană care se infiltrează în sol până la o adâncime de 1 metru. În comparație cu frunzele gazonului, pirul are limbul foliar mai lat, mai aspru la atingere și este mai deschis la culoare. Crește foarte repede. Cu cât este tăiat, cosit, rupt și chinuit mai mult, cu atât persistă mai tare.
E ca o muscă din aia enervantă care apare când ți-e lumea mai dragă și vrei să transmiți un mesaj și nu poți. Îți stă pe creier. Și oricât te-ai chinui să o omori, apare alta. Totuși, ce putem face? Nu avem ce să-i facem, cel puțin nu în privința eliminării manuale, dar avem soluții la îndemână. Tunderea regulată îi reduce din vigoare, mai ales primăvara și toamna, și avem erbicidele sistemice totale, precum atribut leopard principal. Aplicate de mai multe ori înainte de instalarea oricărei culturi, pot îndepărta pirul, dar, în esență, odată instalat, este aproape imposibil de eliminat. Locul întâi. Nu poate fi ocupat decât de cea mai încăpățânată, urâtă și stresantă buruiană din gazon. Este greu de combătut și foarte des înjurată, cel puțin de către mine, Poa annua sau hirușorul. Nu există specie de iarbă mai invazivă și mai temperamentală ca ea. Dai cu erbicid selectiv? Rezistă. Plivești? Rezistă. O calci în picioare? Din nou apare. Se deosebește de speciile de iarbă de gazon printr-un foliaj mult mai deschis la culoare, cu frunză mai lată și mai fină. Creează neplăcere fiindcă se grupează în smocuri și înnebunesc cultivatorii și îngrijitorii de gazon. Se și înmulțesc, bineînțeles, prin semințe care germinează și toamna și primăvara. Are totuși câteva slăbiciuni. Căldura, atât timp cât folosim o torță, Foxtrot 69 are rezultat destul de bun, dar trebuie să mărim un pic doza, ardem și gazonul, dar eliminăm Poa annua. Erbicidul principal este cel mai bun, mai ales că este un total. Frigul de la Polul Nord și solul compactat. Aveți un compactor, nu? Pentru a distruge petrecerea smocurilor verzi, se poate realiza și extracția manuală, dar și aerarea sau scarificarea mai în profunzime poate să ajute. Muncești din greu, plantezi cu grijă, irigi cât trebuie, cum trebuie, cât trebuie, folosești cel mai bun îngrășământ. Te rogi la zei, îngeri și sfinți numai ca să-ți dea roade. Și când totul părea că merge bine, atunci, fac o buruiană la dreapta, fac o buruiană la stângă. Grădina e un câmp de luptă. Dar nu mă las, fie ca cel mai bun să câștige. Eu sunt Sebastian și ne vedem data viitoare.